Bună dimineața toată lumea și bine v-am regăsit la un episod din Lamele de azi. Pe shop este super range la o lamă care costă 1000 de V-Bucks, puteți cumpăra două în total și este versiunea mai scumpă care face parte din gama super, pentru care în loc să luați pe range până la lama care e 200 de V-Bucks, dați încă 800 de V-Bucks pentru garanția legendară, dar nu merită. Puteți să ignorați armele pe care puteți să le cumpărați de aici, pe care le puteți primi de aici, puteți lua din Abre Lama sau, dacă aveți loc de sigur, sau din alte lame mult mai ieftine, dar nu merită pentru că plătesc gratis de misiuni. Așa că asta sunt două misiuni de V-Bucks, pardon, nu aceea. Nu sunt acele misiunile de V-Bucks, misiunile de V-Bucks sunt altele, dar văd că n-apar corecte, așa că va trebui să remediez această situație care se întâmplă odată niciodată. Așa că acestea sunt misiunile de astăzi, Kenny Valley Deliver the Bomb, în Power 64, care dă 35 de V-Bucks și Kenny Valley, la fel, Ride the Lightning cu 70 de V-Bucks, pardon, cu 70 Power 35 de V-Bucks și câteva misiuni de Survivor. 108 în Venture S3 Atlase și încă o dată 108 retrieve de data în Venture S, la fel. Așa că ne vedem data viitoare la următorul episod din lamele de astăzi.